Bună seara din nou la emisiunea Teologia în Actualitate. În seara aceasta, într-o vreme grea, dificilă pentru frații noștri în Ucraina, nu atât de mult pentru noi ca și români, deși pentru noi ca și români este o provocare. O provocare care avem la granița țării noastre, o provocare care avem cu cei refugiați care vin și încercăm să îi ajutăm. Deci, în seara aceasta, tema emisiunii merge în această direcție, a vremurilor grele. Și ce înseamnă să fii creștin într-o vreme grea? Ce se întâmplă cu noi ca și creștini atunci când ajungem în situații foarte complicate? Dialogul nostru va pleca de la un an din istoria creștinismului, anul 536, când a fost un an cu o situație foarte dificilă și vom afla mai multe despre acest an. Și pentru a purta acest dialog am invitat pe Amiel Drimbe, care este profesor la Institutul Teologic Baptist din București și coordonează învățământul la distanță. Bună seara, Amiel, bine ai venit la acest dialog. Bună seara, mulțumesc pentru invitație și am acceptat-o cu părere de rău că în seara asta trebuie să discutăm despre anul 536, considerat cel mai cumplit an din istoria omenirii și din nefericire să-l și comparăm în multe aspecte cu ultima perioadă din contemporan. Ai scris un articol, Creștinismul în timpul celui mai rău an din istoria omenirii. Te refereai în mod specific la anul acesta, 536. Cum și de ce s-a stabilit acest an ca fiind cel mai rău an din istoria omenirii? Citesc din formularea pe care ai făcut-o. Cel mai rău an din istoria omenirii. Acum, cu siguranță, unii creștini ar reacționa și ar spune, indiferent ce s-a întâmplat în anul 536, nu poate să fie mai rău decât pe vremea potopului lui Noe. Și cred că ar avea dreptate. Anul acesta, 536, a fost ales cel mai cumplit an din istoria omenirii. În 2018, o echipă de cercetători de la Universitatea din Harvard, condusă de un istoric medieval, Michael McCormick, au stabilit asta. Pentru că a fost anul la care au avut acces, da? Spre deosebire, de exemplu, de perioada potopului, la care cercetătorii istorici nu au acces. Dintre anii la care au avut ei acces, au considerat ca cel mai cumplit an fiind acesta, 536, pentru că este și primul an din istoria umanității în care avem consemnată pe larg, din punct de vedere istoric, o pandemie. Da, deci, practic, e o cercetare interdisciplinară, nu doar a unor istorici, ci și sociologi, specialiști în modificări de climă și așa mai departe. Ce s-a întâmplat în anul 536? Pentru că bănuiesc că la baza acestei afirmații stau anumite evenimente care au avut loc în acel an. Da. Primul răspuns ar fi acela că întregul an 536 a fost un an cufundat în întuneric, în care soarele nu s-a văzut deloc, nu doar în Europa, ci în întreaga emisferă nordică. Astăzi, după ani de cercetare, să știe și motivul. A fost o erupție masivă și simultană aproape a mai multor munți vulcanici din nordul Americii, din Islanda, din Indonezia, și norul vulcanic practic a reușit să acopere aproape întregul cer din emisfera nordică, blocând astfel lumina soarelui. Deci, practic, mulți istorici din perioada aceea a Antichității Târzie numesc anul 536 ca fiind anul fără zi, sau anul fără soare, sau anul fără vară. Deci, practic, asta ar fi primul răspuns. Un an care este total cufundat în întuneric. Tot întunericul ăsta ține vreo 18 luni, care includ cele 12 din 536. Iar atunci când nu ai soare, da, un an de zile, ce se mai întâmplă? Este și o răcire a climei. Da?
Practic, temperatura medie a Pământului, mă refer ca medie, a scăzut în anul acela cu până la 2,5 grade Celsius, ceea ce practic a declanșat, iarăși revin la etichetele pe care le pun istoricii, epoca de gheață din Antichitatea târzie. Deci, practic, o răcire a întregului glob, a întregii planete, iar această răcire, da, care i-a ținut pe oameni un an de zile, nu doar în întuneric, ci și în frig, are o altă consecință nefastă, și anume cele mai multe recolte din emisfera nordică sunt distruse de răcirea aceasta globală, așa că începând cu anul 536 până în anul 545, practic avem o foamete generalizată în întreaga Europa, da, din cauza distrugerii recoltelor, o foamete atât de severă, despre care foarte multe surse scriu în perioada respectivă, și se spune că doar foametea asta omoară în Europa undeva poate până la 100 de milioane de oameni, da, o cifră îngrozitoare. O altă, să zicem, consecință nefastă a acestui nor vulcanic care practic acoperă întreaga emisferă de nord, dar nu-i doar răcire și ce duce la foamete, dar norul acesta are și niște substanțe toxice, nocive, cum este plumbul, dar nu doar plumbul, și alte substanțe. Practic a fost nevoie ca întreaga planetă să se vindece. Au fost nevoie de vreo 120 de ani, atâta toxicitate a acumulat Pământul în anul acesta, în 536. Și acum avem de-a face cu niște oameni care sunt privați de razele soarelui, de vitamina D pe care o preiau de la soare. Avem niște oameni care sunt înfometați, dar sunt la pragul de a muri de foamete, și în același timp, din cauza toxicității norului, din punct de vedere istoric, este probabil ca să avem pentru prima oară cancerul ca fenomen, în general cancerul de plămân. Dar nu doar asta. Începând cu anul 536 apar mai multe epidemii în spațiul Imperiului Bizantin, pe care mi-am focalizat eu cercetarea. Și aceste epidemii tot cresc și ajung să se transforme în marea pandemie care începe în anul 541-542, numită și ciuma, de pe vremea lui Justinian, cel care era la momentul acela împăratul Bizanțului. Deci practic au ales anul acesta 536 ca fiind cel mai cumplit din istoria omenirii, tocmai din perspectiva asta. Deci ai practic niște oameni cufundați în întuneric, oameni care trăiesc viața în frig, în foamete, ciumă, moarte, și pe lângă toate astea avem și multe campanii militare, război în spațiul Bizanțului de atunci. Deci cu adevărat, și dacă n-a fost sau ai putea să contești faptul că a fost chiar cel mai cumplit an din istoria omenirii, a fost un an cu adevărat îngrozitor. Acest lucru s-a întâmplat doar în emisfera nordică, în toate țările, sau au fost toate aceste, să zic, catastrofe, au afectat doar anumite țări sau... Am să răspund făcând o observație generală cu privire la istorie. Deci, practic, noi nu avem acces la evenimentele istorice din trecut. Noi avem acces doar la anumite consemnări ale evenimentelor din trecut. Deci știm că a acoperit cel puțin Europa, și nu doar Europa, ci și Africa de Nord, deci întregul spațiu al Imperiului Bizantin, pentru că am avut istorici care au descris anul acesta. Știm că în America de Nord a fost, nu pentru că am avea consemnări istorice de atunci, ci pentru că cercetătorii, geologii, vulcanologii
au ajuns la aceleași concluzii comparând anul 536 în Europa cu America de Nord. Știm că în China anul acesta a făcut ravagii pentru că avem dovezi istorice ale martorilor oculari de atunci. Nu știm însă mai jos de Africa, de nordul Africii, dacă a fost afectat sau nu, pentru că nu avem foarte multe cercetări făcute în domenii. Este posibil, dar nu e documentat. Iar în toată această zonă despre care noi vorbim, era o zonă în care creștinii erau prezenți sau nu doar creștinii sunt expuși acestor, să zic, catastrofe naturale și implicațiile acestora asupra vieții și sănătății lor? Nu doar creștinii. Eu am ales să mă focalizez pe creștinism din două motive. Unu, pentru că cele mai multe descrieri istorice care vin de la martori oculari care au trăit anul 536, vin de la istorici, cei mai mulți din acești istorici sunt creștini, deci practic cea mai bună documentare a crizei din acel an vine de la surse creștine și în al doilea rând am ales să mă focalizez pe creștinism pentru că eu însumi sunt creștin și atunci am încercat să investighez anul 536 din perspectiva asta. În articolul scris ai menționat reacția sau acțiunile, reacțiile instituțiilor politice și religioase în față de aceste catastrofe. Cum au acționat, cum au reacționat instituțiile politice, religioase? O primă observație ar fi aceea că, fiind în spațiul Bizanțului, de multe ori cele două se suprapun. Practic, conducerea religioasă și conducerea politică în multe zone erau una și aceeași, dar și la nivel central, la nivel de conducere a întregului imperiu, vorbim despre puterea politică și religioasă care este în mâna unei singure persoane, care era împăratul Bizanțului, da? Justinian, cel care ține în mână amândouă și puterea politică și puterea religioasă. Am început cercetarea pe anul acesta, pe 536, tocmai din această cauză, a modului, pentru mine, inexplicabil și scandalos, în care instituțiile centrale ale statului, care dețineau puterea politică și religioasă, au eșuat. Nu au știut să fie lângă oamenii suferinți în perioada respectivă. Era momentul în care cetățeanul de rând, în care omul care suferia acea foamete, acel frig și bolile toate, ar fi avut nevoie ca biserica și statul și conducerea statului să îi fie alături și nu s-a întâmplat asta. Și am să vin doar cu câteva exemple. Acum, iarăși, adevărul istoric nu e, în foarte rare ocazii este alb-negru, cum l-am prezentat eu în articolul meu și am recunoscut asta. Întotdeauna lucrurile sunt mult mai nuanțate. Dar cred că sunt câteva aspecte mari, generale, care ne dau de înțeles că în momentul acela conducerea centralizată nu a știut să fie alături de oamenii aflați în suferință. Așa, atunci vin la exemple acestea destul de mari. În anul acela, da, Constantinopolul, care era capitala Imperiului Bizantin și cel mai important oraș al lumii, era în plin proces de reconstrucție a două mari catedrale, cele mai mari și mai impunătoare catedrale din întreg Imperiul Bizantin. Este Sfânta Sofia, da, Hagia Sofia, care s-a păstrat până în zilele noastre și care era într-un proces de reconstrucție atât de amplu încât reconstrucția și practic expansiunea acestei clădiri a reușit să golească vistieria Imperiului. Și când ești într-un an în care vezi că nu mai ai soare deloc, în care temperatura scade, în care e destul de evident că foametea va deveni o problemă generală pentru foarte, foarte mulți, împăratul continuă procesul acesta de reconstrucție a Catedralei Sfânta Sofia. Dar nu doar că face asta,
și începe o altă reconstrucție, modificarea unei alte catedrale, a doua, să zicem, ca mărime și prestanță după Sfânta Sofia, Catedrala celor 12 apostoli, și aceasta localizată în Constantinopol. Încearcă să o extindă, să-i dea un anumit lux, pentru că ea va deveni și, hai să-l numesc, cimitirul imperial, deci locul în care vor fi depuși împărații Bizanțului, începând cu Constantin cel Mare, care deja murise de o perioadă, și incluzându-i aici pe Justinian și pe soția lui Teodora. Și aici există o parte foarte tragică, dacă ar fi să-i dăm crezare istoricului creștin Procopie al Cezareei, care este martor ocular la evenimentele anului de atunci. El spune că împăratul, știind că deja vistieria este goală, pentru că a cheltuit banii pe reconstrucția Catedralei Sfânta Sofia, în momentul în care decide, chiar în 536, în mijlocul foametei și a crizei, să o reconstruiască pe a doua, la Catedrala celor 12 apostoli, vine și crește taxele în întregul imperiu și le ține taxele acestea pentru reconstrucția catedralei, dar face ceva de-a dreptul tragic, cum spun, dacă e adevărat ce consemnează aici istoricul Procopie al Cezareei. Împăratul menține aceeași sumă, chiar dacă foarte mulți oameni în perioada aceea mor de foame și de ciumă în urma pandemiei. Deci ce înseamnă asta? Că îi obligă pe oameni să plătească nu doar taxa pentru ei personal, ci să plătească taxa și pentru rudenile lor, pentru apropiaților care au murit. Deci păstrează aceeași sumă și oamenii sunt obligați să plătească nu doar pentru ei, ci și în contul celor care muriseră deja. Ceea ce e de-a dreptul cumplit și arată o insensibilitate totală, așa o consideră Procopie, din partea acelui care era și liderul religios și politic al Imperiului Bizantin. O alta ar fi că anul 536 este anul în care biserica își împarte puterea și teritoriile, mai ales averile, pământul, imobile și așa mai departe. Și practic ceea ce împăratul transmite de la nivel central din Constantinopol, că practic pentru el biserica este clădirea, sunt zidurile și nu mulțimea de credincioși care alcătuiesc biserica, dar pentru el oamenii de rând, oamenii aflați în suferință, nu contează. Ceea ce el transmite de la nivel central, foarte mulți preoți, episcopi transmit de la nivel local. Faptul că oamenii de rând nu sunt importanți, suferința lor nu contează și biserica este preocupată doar să acumuleze mai multe proprietăți și averi. Practic, ce se întâmplă? În anul 535, împăratul dă un edict, una dintre așa numitele novele ale lui Justinian, în care împarte domeniul, da, teritoriul Imperiului Bizantin în jurul celor cinci mari patriarhii care existau la momentul acela, da, care era Roma, Constantinopol, Ierusalim, Antiohia și Alexandria. Și apoi, de acolo, în jurul acestor cinci mari patriarhii, el împarte mai departe teritorii către episcopi, către mănăstiri, către preoți, parohii, în funcție de ierarhia bisericească. Și chiar după edictul acesta, dă un alt edict care trebuia citit de preoți sau de episcopi în fiecare biserică, în care li se poruncește credincioșilor de rând, la care biserica va veni și le va lua terenurile, să nu-i considere pe aceștia ca un fel de infractor, de hoț, de tâlhar, ci ca părinți. Da? Deci, practic, toată insensibilitatea asta care pornește de la împărat se transmite la nivel local, în fiecare parohie cu preoți care nu au nicio problemă să-i deposedeze pe oameni de terenuri, de averi și așa mai departe.
un alt aspect sau să mă opresc, să continu mai departe? Nu, aici aveam o întrebare, aș vrea să continuăm după aceea cu celelalte aspecte, dar ai menționat un lucru aici care probabil că pentru vremurile de astăzi ar fi foarte o întrebare care eu mi-aș pune. Cât de mult ar trebui să-ți continui viața cu ce faci, cu rutina ta zilnică, atunci când apar astfel de, să zic, catastrofe, astfel de probleme? Oare ar trebui creștinul aici să mențină lucrurile? Oare ar trebui să se oprească total din ceea ce face? Știu că ideea a fost acolo mai mult de focalizare pe instituție decât pe oameni, dar cum ar trebui să abordăm, poate, în lumina acestui fapt pe care l-ai prezentat, situațiile și de astăzi? Bun, voiam să mă opresc în prima parte și să evaluez doar instituțiile mari, să zicem, ale statului și modul în care ele n-au știut să fie lângă oamenii de rând și apoi să-mi aduc discuțiile la ei. Dar dacă vine întrebarea, încerc să dau și câteva răspunsuri, cum i-a afectat pe credincioșii de rând. În primul rând, lor li s-a transmis foarte clar un mesaj că instituțiile statului nu au interes să îi susțină, că sunt pe cont propriu, că nu au niciun fel de valoare. Și unul dintre autorii specializați în Antichitatea Timpurie argumentează faptul că acesta este anul 536, este un an care a favorizat poate mai mult decât mulți alți ani păgânizarea creștinismului la nivel individual, la nivel local. Niște oameni care, într-un sens, întorc spatele bisericii și încearcă un sincretism de creștinism și de păgânism, în sensul în care fiecare încearcă să se descurce cum poate, știind că este pe cont propriu, da? Încercând să treacă cumva peste indiferența asta a bisericii. Și foarte mulți pur și simplu resemnați, o să vorbesc puțin mai târziu despre asta, îmbrățișează practic un mesaj apocaliptic și se resemnează cu faptul că trăiesc ultimele zile ale umanității, ale istoriei omenirii. Să ne întoarcem atunci la reacția instituțiilor vis-a-vis de... Mai cred că mai aveai cât ceva de punctat acolo vis-a-vis de instituțiile politice și religioase. Da, de un alt aspect interesant în anul 536, deci tot din sub umbrela asta a modului în care instituțiile nu știu să fie alături de oameni. Spuneam că la momentul acela, în Imperiul Bizantin, erau cinci mari patriarhii, da, Roma, Constantinopol, care erau cele două importante, Alexandria, Antiohia și Ierusalimul. Patru din cele cinci au conducere nouă, vine un nou patriarh în anul 536 și dispare foarte repede, poate în anul imediat următor. Cel puțin și în Roma și în Constantinopol, care erau cele mai importante două patriarhii, patriarhul din 536 sau episcopul Romei, papa în 536, îl înlocuiește pe un patriarh sau pe un papă din 535 care stă câteva luni în conducere. Și apoi acesta care vine în 536 stă câteva luni în conducere. E o perioadă extrem de frământată în care cei care vin în conducerea marilor patriarhii vin acolo prin fel de fel de jocuri de culise politice, stau foarte puțin timp în conducerea patriarhiilor și practic își consumă această perioadă de conducere a patriarhiilor doar prin jocuri politice, prin fel de fel de sforării și în tot mandatul lor, să-l numesc așa, nu avem niciun fel de indicații că ar fi încercat să ofere un răspuns la criza prin care treceau oamenii de rând. Da? Și o repet, întunericul, frigul, foamete, așa mai departe. Practic își consumă întregul mandat, întreaga conducere pe politică bisericească, pe mașinării, sforării politice și toată atenția lor se rezumă la elita politică și religioasă, nici de cum la oamenii de rând. Și ultima dintre ele și probabil asta e cea mai dureroasă. Anul 536
este anul primei mari schisme din istoria bisericii. Este prima dată când biserica creștină se rupe în mai multe biserici. Da? Și în anul acela era foarte prezentă dezbaterea asta monofizistă asupra, nu o să intru acum în chestiuni foarte tehnice pentru că nu e o seară neapărat despre teologie, mai mult istorie. O dezbatere pe tema celor două nature ale lui Hristos. Dacă Hristos este 100% divin și 100% om, cum spunea creștinismul, hai să-l numesc ortodox, dar în seara asta prefer să-l numesc creștinismul imperial și am un motiv pentru care îl numesc așa, și creștinismul monofizit, care spunea că Hristos are o singură natură, care este cea dumnezeiască. Ei bine, dezbaterea asta să zicem, monofizist asupra celor două naturi ale lui Hristos se inflamează atât de tare în anul 536, sunt două concilii bisericești în anul acela la Constantinopol și la Ierusalim și în urma lor biserica se rupe. Așa se formează biserica siriacă și biserica coptă din Alexandria, din Egipt. Acum partea tragică este că din momentul în care biserica egipteană sau coptă se rupe de creștinismul, de biserica imperială, de biserica bizantină, în 536 un episcop, și anume Efrem, este trimis de împărat într-o campanie de, să zicem, epurare religioasă, de persecutare a creștinilor copți din Egipt. Episcopul Antiohiei Efrem începe în 536 până în 537 ceea ce se numește în istorie descălecatul lui Efrem în răsărit, dar și o campanie prin care sunt uciși și torturați în moduri barbare foarte mulți creștini care credeau diferit decât credea Biserica Imperială. Deci, practic, partea tragică aici este că biserica, și acum când spun biserică mă refer la instituția centralizată, într-un an în care lumea suferă atât de mult, biserica devine un agent care crește și mai mult suferința oamenilor prin toată persecuția asta și prin campania lui Efrem în răsărit. Dar în loc ca biserica să devină un agent care să aducă pace, să aducă alinare, să aducă ajutor, ea devine un agent care crește și mai mult suferința oamenilor prin campaniile militare pe care le declanșează. Deci dacă ar fi să privim la ce s-a spus până acum, biserica în exprimarea ei instituțională și foarte interesant aici suprapunerea dintre conducerea religioasă și conducerea politică și aici ar fi câteva întrebări dacă conducerea era diferită, cum ar fi influențat el acest fapt percepția cu privire la creștinism, dar a enunțat trei aspecte. Unul, insensibilitatea bisericii față de nevoi, focalizarea pe problemele interne ale bisericii, politica bisericească, lupte, alte lucruri și nu pe oameni și pe scopurile pentru care, de fapt, biserica există. Și ai menționat și faptul că se produce o schismă, rupturi în cadrul bisericii și acțiunile bisericii sunt din contră negative, persecuție și chiar trimite armata împotriva celor care ar trebui să fie apărați, nu persecutați și nu puși la zid. Ce pericole există atunci când biserica nu acționează cum ar trebui, potrivit cu statutul, mandatul, atunci când lumea trece prin perioade dificile și biserica nu acționează? Cum se repercutează lucrul acesta asupra creștinilor? Și deja ai amintit mai devreme un aspect și dacă putem să continuăm cu celelalte. Da, deci aș putea să mă întorc la răspunsul anterior. Din punctul meu de vedere sau din ceea ce am studiat, primul lucru pe care îl observ la oamenii de rând, în contextul în care viața lor valora atât de puțin, nu doar pentru biserică, ci și pentru conducerea politică, dar cum spuneam, sunt cazuri în care cele două se suprapun,
în care conducătorul bisericesc este și conducător politic, sunt însă și situații separate la nivel local, în care există diferență între ele, dar și unii și alții îl tratează pe omul de rând, da, din pătura de jos a societății, ca nevalorând nimic. În contextul ăsta, creștinul de rând din spațiul bizantin devine pradă mesajelor apocaliptice. Da. În momentul în care vezi că timp de un an de zile soarele dispare, că trăiești practic într-un întuneric aproape continuu, că vine foametea, că vine războiul, în momentul acela generalul Belisarius, care e cel mai important general din Imperiul Bizantin, începe campania militară de reanexare a Romei. Roma în urmă cu vreo 100 și ceva de ani, da, căzuse. Imperiul Roman a fost rupt în două și partea de vest a venit sub controlul la momentul acela al ostrogoților. Și acum împăratul, când simte că ostrogoții nu mai sunt un pericol politic și militar, îl trimite pe Belisarius într-o campanie de recucerire, de reanexare a Romei la Imperiul Bizantin. Deci în toată perioada asta, când vezi că trăiești în întuneric, în frig, în foamete, în război, când încep deja epidemiile, foarte mulți călugări devin predicatori ambulanți și se duc prin cetăți și prin sate și propovăduiesc sfârșitul lumii. Și deja fenomenul acela începe să ia amploare și tot mai mulți creștini îmbrățișează realitatea asta, că își trăiesc ultimele momente ale istoriei. Da? Deci chiar dacă la nivel central, prin renovarea, reconstrucția catedralelor, împăratul practic transmitea că nici măcar nu se gândește la posibilitatea unui sfârșit al lumii, că nu ia în calcul asta, la oamenii de rând fenomenul, hai să-l numesc impropriu, apocaliptic, da, ia amploare. Și aici asta e partea interesantă și aș veni poate cu o paralelă în zilele noastre. Există și istorici la momentul acela care scriu și vin și dau niște explicații naturale pentru ceea ce se întâmplă. Explicațiile lor nu mai stau astăzi în picioare din punct de vedere științific, au fost contestate de cercetătorii moderni, dar ei încearcă să explice natural, pe baza legilor naturii, tot întunericul acela. Da? Explicațiile lor vin să spună nu suntem în sfârșitul lumii, există explicații, există legi naturale care explică ce s-a întâmplat, nu vă panicați, dar bineînțeles că mesajul lor ajunge la foarte puțin, în general ajunge la elita educată din Imperiul Bizantin. Oamenii de rând resping aceste explicații științifice și îmbrățișează mesajul apocaliptic a sfârșitului de viac. Da, și asta dacă vezi, se întâmplă aproape în fiecare criză majoră. Și la noi, omenirii. Cele mai populare mesaje astăzi sunt cele apocaliptice. În perioada de astăzi, da, în care foarte mulți creștini, poate și din cauza, să nu fiu jignitor acum, poate a unei educații ceva mai precare, resping anumite explicații științifice și preferă să îmbrățișeze un mesaj apocaliptic. Da, trăim sfârșitul lumii, cu siguranță criza asta va fi ultima și așa mai departe. Deci, practic, asta este pentru mine, să spun, prima reacție pe care o are creștinismul de jos, păturile de jos ale societății în mare, aceea că resping o explicație științifică și îmbrățișează un mesaj apocaliptic. O a doua este ceea ce am numit eu în articolul meu demonizarea celuilalt. Practic o ruptură socială care se întâmplă între credincioșii de rând ai bisericilor. Da? Spuneam că anul 536 este marcat la nivel teologic, să numesc așa, de această dezbatere monofizită, în care biserica egipteană, copții, se rupe de biserica imperială. Ei bine, din momentul acela, pentru că ciuma, pandemia din perioada lui Justinian vine
dinspre Africa de Nord, dinspre Egipt și intră în continentul european. Foarte mulți credincioși creștini de rând consideră că vinovați pentru pandemia asta sunt creștinii copți, sunt creștinii egipteni. Nu doar pentru că s-au abătut de la adevărata credință, de la doctrina pe care o îmbrățișau ei, dar și prin faptul că, din punct de vedere geografic, pandemia vine, ciuma vine dinspre Egipt, înspre continent. Și atunci sunt tulburările astea sociale în care, practic, oamenii se demonizează unii pe alții. Și da, și iarăși, destul de asemănător cu ce facem astăzi, într-o, hai să o numim, demonizare de data asta cu între apostrof, în care cei care îmbrățișează, să zicem, o anumită poziție cu privire la vaccin, de exemplu, da, îi demonizează pe cei care au o poziție diferită cu privire la vaccin sau asta. Deci creștinismul în perioada respectivă trăiește asta, de a se învinui unii pe alții pentru ceea ce se întâmplă și de a-și critica vehement pozițiile diferite pe care le-ar avea cu privire la o perspectivă sau alta. Asta ne face să ne simțim destul de confortabil, că și noi astăzi trecem prin aceste lucruri cumva. Da, deci am pus la noi demonizarea între ghilimele, da, dar la ei era o demonizare fără ghilimele, deci nemetaforic. Inclusiv Procopie, da, al Cezarei, îl consideră, practic îl numește pe împărat un demon antropomorfizat, deci practic un demon care a luat formă umană și s-a așezat pe tronul Bizanțului. Sau creștinii de pe continent îi descriu efectiv într-un limbaj demonic, dar niște demoni negri, întunecați, fără cap, pe creștinii copți care vin și le aduc virusul pandemiei. Da? Deci lucrurile coboară, să zic, la un nivel atât de jos în ce privește critica și desfințarea celuilalt, încât după perioade ca acelea nu mai există loc de reconciliere, sau dacă există, reconcilierea se întâmplă foarte greu și în timp. Și ăsta e poate apelul pentru noi ca și creștini. Da, mi se pare poate că poziția pe care fratele meu de credință vis-a-vis de vaccin sau de alte lucruri care se întâmplă, da, nu sunt cele pe care eu le consider logice, de bun simț, raționale. Trebuie să avem foarte mare grijă la vehemența limbajului pe care îl folosim atunci când ne criticăm unii pe alții, pentru că s-ar putea să se creeze o prăpastie. Da? Exact cum descria un istoric din vremea aceea, din 536, spune el, s-a deschis un abis între noi atât de adânc că nu-l vom putea trece niciodată. Să avem grijă în criticile pe care le facem ca și creștini unii pe alții, da? Din cauza pozițiilor diferite pe care le avem pe anumite domenii. Să nu fim atât de vehemenți încât să creăm prăpastii între noi pe care apoi ne va fi greu să le unim. Ce alte aspecte ai mai remarcat în articolul care l-ai scris legat de creștinism și de implicațiile care au fost în acea perioadă? Un alt aspect ce mie mi s-a părut important este acela în care creștinii îmbrățișează superstițiile, pur și simplu soluțiile păgâne. Și făceam referire la un istoric ce numește anul acela un an extrem de propice pentru păgânizarea creștinismului. În anul 536, creștinismul imperial adoptă foarte multe practici păgâne și unele dintre ele sunt destructive de adeptul, pentru că în loc să-i ferească pe oameni de pandemie, de virus, dimpotrivă îl expun la acesta. Și să dau un simplu exemplu. Au existat soluții medicale în perioada respectivă. Când a început pandemia și deja pandemia devenise un fenomen, soluțiile n-au venit de la nivel central. Cele mai multe soluții au venit de la nivel local. Adică fiecare oraș, comunitate, cum a înțeles să se organizeze. Și soluțiile erau simple și le folosim și noi astăzi. Practic și sunt două. Izolarea orașelor, modul în care conducătorul unui oraș, fie
un conducător politic sau religios sau ambele, dacă era ambele, închide orașul și nu mai lasă străinii să pătrundă în oraș pentru o perioadă. Deci, practic, o carantinare a orașului. Se închide orașul ca să fie păzit de pandemie. Și a doua este distanța socială, în care oamenilor li se cere să, li se închidă, să se închidă în case o perioadă, să stea mai mult în interior și să încerce să se izoleze de ceilalți. Să reducă pe cât mai mult posibil contactul fizic cu alte persoane în afara celor din familie. Și practic avem carantinarea, dar închiderea localităților și izolarea, distanțarea socială. Și cei care le-au aplicat în perioada respectivă au avut șanse mai mari de supraviețuire decât ceilalți. Dar unii, cum spuneam, au ales calea superstiției și, de exemplu, au aflat că împăratul Justinian, care el însuși fusese afectat de pandemie și a supraviețuit ciumei din vremea aceea, a fost vindecat la un izvor miraculos. Și bineînțeles că imediat mulțimi de pelerini s-au îndreptat înspre izvorul respectiv, încercând să-și găsească acolo remediul pentru boală și să se protejeze sau să ia apă din izvorul respectiv ca tratament, și ducându-se acolo și bolnavi și sănătoși. S-au infectat unii pe alții și practic întregul pelerinaj înspre izvorul respectiv a devenit un mijloc prin care boala s-a extins. Da? Deci cumva alegerea asta a unor soluții superstițioase, neștiințifice, antimedicale s-au dovedit la momentul acela catastrofale pentru cei care le-au ales. Deci asta, să spun, ar fi al treilea element mare pe care îl identific eu, îmbrățișarea superstițiilor ca soluții la o problemă medicală. Deci până acum am vorbit despre superstiție, am vorbit despre îmbrățișarea unei escatologii sau aplicare spre o escatologie, care sau preocupările escatologice revin în plin plan într-o astfel de vreme, și ai mai spus și despre faptul, mai era un element care l-ai menționat mai devreme, pe lângă superstiție și aplicările escatologice. Da, demonizarea celuilalt. Adică, da, ruperile acestea sociale care s-au produs între credincioși din cauza faptului că vedeau diferit anumite lucruri. Foarte interesant, pentru că cineva ar putea să spună că nimic nu-i nou sub soare. Când ne uităm la toate aceste lucruri, parcă trăim anul 2020-2021, exact ce s-a întâmplat cu pandemia de coronavirus și cu situațiile prin care trecem noi. Nu mai avem foarte mult timp, cred că mai avem maxim 10 minute și aș vrea să te întreb ce lecții putem desprinde despre modul în care biserica ar trebui să reacționeze, să acționeze în asemenea situații. Ce lecții am putea desprinde? Da, cred că un prim răspuns și evident din lucrurile pe care le-am spus până acum și care țin de indiferența cu care biserica îl tratează pe omul de rând aflat în suferință este asta. Biserica ar trebui să lase în astfel de situații deoparte toate, inclusiv dezbaterile în care este implicată politica bisericească, și îndrăznesc să spun chiar diferențele doctrinare. Pentru ei era importantă probabil la momentul la dezbaterea monofizită. Dar mă întreb, oare n-au putut să-și găsească o perioadă mai prielnică pentru dezbaterile alea? Deci biserica trebuie să lase deoparte aceste dezbateri, chiar și doctrinare, și politica bisericească, și să se ocupe de oameni aflați în suferință. Și din fericire există multe, multe exemple în care biserica o face. Dar chiar în zilele astea, ceea ce se întâmplă în multe biserici care se mobilizează într-un mod exemplar și vor să fie alături de refugiații ucrainieni care vin în România, dar și caută azil. Ne arată faptul că biserica înțelege mult mai bine, spun eu, decât a înțeles-o, chiar la nivel central, decât a înțeles-o în anii aceia, și știe să fie mai aproape de cel aflat în suferință. Pentru că, practic, Hristos ne spune în Ioan 13:35, nu, prin asta vor cunoaște oamenii că sunteți urmașii mei, ucenicii mei, când veți arăta dragoste. Da, e importantă acuratețea, precizia doctrinară.
dar dacă o faci cu costul dragostei, nu ai realizat nimic ca și creștin. Și în perioada asta biserica trebuie să strângă rândurile. Și după aia, biserica cea mai învățată în perioada asta și mai ales de la descălecatul lui Efrem, să spun, în răsărit în Egipt. Biserica în perioada asta trebuie să învețe să fie un factor aducător de alinare și de vindecare, nu să agraveze mai departe conflictul și să aducă o suferință și mai mare. Și vreau să fac aici o paralelă între mesajul, de exemplu, pe care îl are Papa în zilele astea, da? în tot conflictul dintre Rusia și Ucraina. Da? Un mesaj prin care îndeamnă la pace, îndeamnă la renunțarea armelor. Și acum, dacă informațiile noastre sunt corecte, pentru că să recunoaștem că în perioada asta există și foarte multă manipulare informatică, dacă informațiile pe care le avem noi sunt corecte, l-aș pune în contrast pe Papa cu mesajul lui Kiril, de la Patriarhul Moscovei, care îi consideră pe cei care opun rezistență armatei ruse, forțe ale răului, ca să-l citez, dar și care prin asta cumva susține conflictul și chiar încurajează continuarea acestora. Da? Deci inclusiv că vorbim de nivel central sau de nivel local a unei biserici locale, biserica în perioada asta trebuie să învețe că este chemată să devină un agent de vindecare, nu de escaladare a unui conflict. Aș spune eu că astea sunt și cred că în același registru a unui mesaj de pace, de încurajare, biserica trebuie să învețe pe oameni că și în situațiile astea extrem de complicate prin care trecem, da? Că vorbim de pandemie acum, de război, amenințări nucleare, s-ar putea ca lucrurile acestea să ne spună totul despre sfârșitul lumii, s-ar putea ca lucrurile astea să nu ne spună nimic despre sfârșitul lumii. Nu avem de ce să îmbrățișăm automat, da? O perspectivă escatologică, încă o dată, în propriu numit apocaliptică. Dar nu știm dacă lucrurile astea ne spun ceva mai mult sau mai puțin despre sfârșitul lumii. De aceea biserica trebuie să încurajeze la calm, la moderație, da, la un refuz de a îmbrățișa frica și așa mai departe. Că până la urmă lumea asta este lumea lui Dumnezeu. Dumnezeu n-a scăpat-o de sub control și El știe exact desfășurarea lucrurilor și asta ar trebui să ne dea pace și speranță. Cu siguranță punerea în față în fața Patriarhului Moscovei și a Papei nu ne face pe noi să diferențiem puțin și să apreciem că opoziția unei biserici e mai importantă decât cealaltă în sensul ortodox față de catolici. Și ceea ce am vrut să spunem este că sunt două mesaje totalmente diferite, ambele vin de la lideri creștini, reprezentanța ai bisericilor și pentru a înțelege mai bine ce mesaj ar trebui să transmitem în această vreme, ar trebui să luăm în considerare că noi trebuie să fim mesageri ai păcii și să construim și ai bunăstării sociale și nu ai dezastrelor, ai urii și ai dezbinării. Timpul nostru se apropie de sfârșit. Mulțumesc mult, a fost o emisie foarte interesantă. Cred că mai fi putut continua pe temele menționate. Este o lecție foarte importantă. Anul 536 parcă îl recitim în anul 2020-2021, ca și cum atunci când a expus toate aceste lucruri, am retrăit momentele acestor ani. Deci Dumnezeu ne arată și ne arăta niște lecții în istoria bisericii, a îngăduit să avem niște lecții, pardon, în istoria bisericii, lecții pe care trebuie să le învățăm și noi astăzi. De aceea mulțumesc mult pentru prezența în emisiune, a fost o plăcere să dialogăm pe această temă. Felicitări pentru munca depusă și acest material și această cercetare foarte bine făcută. Iar dumneavoastră, doamnelor și domnilor, vă dorim o seară bună, să nu uităm că indiferent de cât de mari ar fi greutățile în care creștinismul trăiește, în vremea în care creștinismul trăiește, noi trebuie să acționăm cu aceeași iubire a lui Dumnezeu față de Dumnezeu și față de seminii noștri. Este o chemare pentru noi să fim oameni ai păcii și ai dragostei față de toți cei care au nevoie în aceste zile. Vă spun la revedere, o seară bună. Mulțumesc Amiel pentru prezența în emisiune. Mulțumesc și eu. O seară bună tuturor și să ne rugăm pentru pacea Ucrainei și
a întregii lumi. Seară bună tuturor, la revedere!